Te salut în lumea informaticii. Hai să explorez. Imaginile create de elevi se găsesc în acest folder. Tot aici vom realiza și fișierul PowerPoint care va conține proiectul nostru. Clic dreapta, New, Microsoft PowerPoint Presentation. Deschidem prezentarea cu dublu clic. Facem clic pentru a adăuga primul diapozitiv. Deocamdată alegem aspectul necompletat, blank. Formatăm fundalul cu Solid Fill, și anume culoarea utilizată de elev, Blue Accent 5, Lighter 60%. Cu ajutorul combinației de taste Ctrl-D mai realizăm 4 diapozitive pentru cele 4 anotimpuri și un ultim slide pentru încheierea prezentării. Primul slide va avea aspect de diapozitiv, titlu, title slide. Selectăm următorul slide și introducem prima imagine realizată de elev. Insert pictures from this device. Primăvară. Redimensionăm această imagine . Continuăm cu următorul slide, în care vom introduce tot Insert Pictures This Device imaginea vara. Redimensionăm și această imagine. Următoarea imagine, tot așa, toamna. Iarna. Să revenim la primăvară. Să reprezentăm și soarele. Pentru asta utilizăm o formă automată. Iată. Format. Colecția Shapefill. Hai să alegem o culoare Gold Accent 4 Lighter 60%. Deci să inserăm o formă automată care reprezintă un nor. Culoarea sa poate fi puțin mai prietenoasă. De exemplu, Blue Accent 5 Lighter 40%. Din meniul Animations, alegem Add Animation, animația Fade. Să reprezentăm căderea florilor. Deschidem cu Paint imaginea creată de elev. Open with, deci clic dreapta, Open with Paint. Selectăm o floare
alegem opțiunea copii. Și revenim în prezentare. Aplicăm animația Lines, prin care putem să determinăm poziția în care să cadă floarea. Copiem elementul și repetăm acțiunea de mai multe ori în diferite locuri. În următorul slide, să încercăm să introducem o minge. Insert pictures, this device. Utilizăm această imagine pentru a renunța la acest fundal și pentru a păstra doar imaginea, doar mingea. Avem în meniul format Remove Background. Aici putem marca zonele care se păstrează, Mark Areas to Keep, de exemplu această zonă. Respectiv, zonele care nu ne interesează vor fi marcate cu ajutorul instrumentului Mark Areas to Remove. Aplicăm Keep Changes și îi aplicăm un efect de animație. Putem copia soarele din slide-ul precedent. Aplicăm ideea pe care am aplicat-o în cazul primăverii și pentru acest copac. Aplicăm ideea și în cazul iernii. Iar ultimul slide va fi de tip title slide. Să aplicăm acum un efect de tranziție. Să stabilim un interval de timp pentru fiecare slide. În meniul Slideshow Setup Show putem seta ciclarea continuă până la ESC. Lansăm prezentarea cu opțiunea From Beginning din Slideshow. Urmăriți cu atenție!
temă propusă. Realizați o prezentare formată din 4 diapozitive care prezintă activitățile voastre din timpul liber. Succes!